Calitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie atunci când nimeni nu se uită. Cât de des te găsești într-o situație în care nimeni nu se uită la tine și ai șansa să faci ceea ce trebuie? Poate fi ceva la fel de mic precum ridicarea unui gunoi de pe podea sau deschiderea unei uși pentru cineva. Poate că nu ne dăm seama, dar aceste lucruri mici fac o mare diferență. Când acționăm cu integritate și facem ceea ce trebuie, chiar și atunci când nimeni nu se uită, dăm un exemplu pozitiv pentru ceilalți. O lume plină de oameni care fac ceea ce trebuie ar fi un loc mult mai bun. Știu că a face ceea ce trebuie poate fi dificil uneori, mai ales când este împotriva interesului nostru personal, dar atunci când acționăm cu integritate, putem fi mândri de noi înșine și știm că facem o diferență pozitivă în lume. Majoritatea oamenilor petrec mai mult timp și energie gândindu-se la probleme decât încercând să le rezolve. Dacă există ceva ce ne garantează viața, acestea sunt problemele. Unele probleme sunt atât de copleșitoare încât poate părea că nu putem face nimic în privința lor. Dar dacă am putea învăța să vedem problemele dintr-o perspectivă diferită, în loc să le vedem ca obstacole de netrecut, dacă le-am vedea ca oportunități de creștere și schimbare. Problemele ne oferă oportunitatea de a ieși din zona noastră de confort, de a învăța noi abilități și de a deveni mai rezistenți. Ele ne amintesc că suntem în viață capabili să depășim orice ne aruncă viața. Data viitoare, când vă confruntați cu o problemă, amintiți-vă că nu este sfârșitul lumii. Este pur și simplu o oportunitate de a crește și de a prospera. Fie crezi că poți face ceva, fie că nu crezi, ai dreptate. Această afirmație simplă conține un adevăr puternic. Convingerile noastre au un impact extraordinar asupra capacității noastre de a ne atinge obiectivele. Dacă credem că suntem capabili de succes, este mult mai probabil să facem pașii necesari pentru a-l atinge. Pe de altă parte, dacă credem că vom eșua, este posibil să renunțăm înainte de a încerca. Convingerile noastre ne modelează realitatea, așa că este important să le alegem cu înțelepciune. Data viitoare, când te trezești că te îndoiești de capacitatea ta de a atinge un obiectiv, amintește-ți cuvintele lui Henry Ford și alege să crezi în tine. S-ar putea să fii surprins de ce ești capabil să obții.